Acum vin tocmai din Brăila. Din Brăila. Pentru că sunt într-o mini-vacanță. Tu de obicei unde locuiești? Locuiesc în Olanda de aproximativ 12 ani de zile. De 12 ani. Da. Bine, cum ai ajuns acolo în Olanda, cum ai reușit să pleci, cum ai reușit să-ți faci un rost acolo, o să-mi spui. Dar aș vrea să începem puțin cu povestea asta ta, ca să înțelegem și de ce ai venit aici, de ce ai simțit nevoia să spui lumii întregi ceea ce ți s-a întâmplat ție. În primul și în primul rând, de ce după atâția ani te-ai gândit să vii să-ți spui povestea? Nu știu, poate când eram mic nu prea am avut curaj să mă deschid publicului, nu prea am avut curaj să spun ceea ce am pe suflet. Poate am avut și o frică de a spune, sau poate dacă spuneam povestea mai devreme eram marginalizat sau... Și tu n-ai vorbit cu nimeni niciodată despre tot ceea ce ai pătimit? Am vorbit cu niște prieteni foarte apropiați de mine și chiar ei mi-au dat ideea să merg mai departe și să public povestea la Acces Direct. Spune-mi, tu crezi că poți ajuta pe cei care sunt ca și tine, poate abandonați în astfel de orfelinate și care poate trec prin ceea ce ai trecut tu? Vrei să tragi un semnal de alarmă? Da, doar un mesaj am să le spun. Să fie tari, dacă și ei au pățit la rândul lor ce am pățit eu, să vorbească, să nu le fie frică și... Și să nu le fie rușine, pentru că n-au ales ei soarta asta. Da, nici hai să luăm cu începutul, ca să înțeleagă toată lumea, pentru că, uite, Mara am pusese mie niște întrebări pe timpul materialului și am zis că e mai bine să te întrebe pe tine. Te-ai născut în penitenciar. Da. Mama ta de ce făcea închisoare? Ea a preferat să facă în schimbul la tatăl meu. Dar, stai, nu poți face... Și-a luat fapta acum. Și-a luat fapta, adică a zis că asupra ei. Adică a făcut ea ceea ce a făcut de fapt tatăl. Exact, da. Ce anume? Nu știi ce infracțiune? Mi-a zis că s-a ocupat cu lucruri golănești. Fura, vindea. Pe tatăl tău îl cunoști? Nu l-am cunoscut niciodată. Nu ți-a spus cine este? Nu. Nu știi, n-ai nicio idee. Nu. Bun. Te-a născut în penitenciar și a stat cu tine cât timp? Nu știu cât a stat în penitenciar, că nu mi-a zis. Știu că ea mi-a zis că mi te-au luat din spital și te-au dus la Brăila. La orfelinat? La orfelinat, la preșcolar și pe aceea la orfelinat. Și ea mi-a spus că a venit o ambulanță și te-au dus de unde era mama ta domiciliat în Brăila. Când ai început tu să devii batjocura colegilor tăi mai mari din orfelinat? Îți amintești ce vârstă aveai? Da, păi de la 7 ani când am început să fiu în centru de plasament. Bine, poate de mic n-am simțit ceea ce am simțit când am fost un pic mai mare, la 11-12 ani. De atunci am început să simt suferință, bătăi, și no. Și toate chestiile urâte care se făceau acolo. Ce fel de chestii urâte se făceau acolo? Se făcea și pornografie cu noi. Adică pur și simplu cei mari se uitau la filme porno și ne punea pe noi să ne uităm cu ei și să facem cum fac ei și să le facem lor ce vor, ca să le... Cei mari însemnând ce vârstă? Asistații, care ne supravegheau noaptea. Cum? Asistații. A, deci cei mari nu erau ca și tine, ba, da. Copii dați în clasament? Ba da, dar erau în clasament, mai mari și clasament. Lucrau... A, erau mai mari, da, tot eram colegi pe grupe, ca și tine eram... și aveați supraveghetori tot din rândul vostru, cum ar fi. Da, deci eram pe grupe și fiecare grupă avea câte un asistat sau doi. Uh-huh. Dar la noapte aveam și supraveghetori de noapte, pe un singur nivel. Și supraveghetorii ăștia erau tot colegi cu voi? Dintre băieții care erau ca și tine, abandonați? Nu, supraveghetorii erau altceva. Erau angajați? Erau angajați a institutului. Și cine vă punea pe voi să faceți astfel de orori? Păi cei mari ne punea. Pentru că atunci era ca nelume acolo. Deci nu era organizat nimic, nu nimic. Deci cum te îți spuneai plapumea, așa dormeai. Deci nu... Deci tu spui așa, că cei care trebuiau să aibă grijă de voi, fie că erau angajați din partea orfelinatului, fie că erau dintre voi băieți mai mari care trebuiau să aibă grijă de voi, vă puneau să reproduceți filmele porno și să le faceți lor ceea ce vedeau ei în filme. Da, special ne punea să-i masturbăm.
Hai să nu dăm, te rog. Hai să nu mai dăm astfel de detalii, te rog. Vreau să te întreb așa, ce vârstă aveați voi? Erați mai mulți băieți care trebuiau să faceți lucrurile astea? Da, eram pe grupi. Grupa mică, grupa mare, grupa mijlocii, grupa medie. Și eram, atunci când s-au întâmplat alea, eram în grupa medie. De la 10 ani în sus. Dar conducerea nu știa? Nu... Știa toate astea, dar erau mână-mână cu în ei. În ce ani se petreceau grozăviile astea? Până anii 92-95. E explicabil atunci. E explicabil, pentru că încă se moștenea în sistemul acesta de asistență socială ceea ce lăsase sistemul comunist și Ceaușescu. Și reamintesc acele imagini în care în anii 80 filmate în orfelinatele comuniste în care copiii parcă erau în lagăre de concentrare. E adevărat, țin minte și eu acele imagini, da, care au făcut în conjurul lumii, dar parcă țin minte că pe vremea aceea nu se vorbea despre astfel de orori făcute între copii și adulți. Nu între... se cunoșteau în vremea lui Ceaușescu. Sau nu cred se mediatizau. Că nu erau publice, dar în 90 a durat ceva timp până când orfelinatele n-au mai fost orfelinate, au devenit centre de plasament, până când s-au creat da, asistenții familii maternali. Exact. Da. Dar vreau să zic un lucru. În primele 5 minute în care ai venit, eu am zâmbit. Adică am stat așa zâmbind, că te-am perceput ca pe un om extraordinar de detașat și de împlinit. Și știindu-ți, auzindu-ți povestea și văzându-te cum ai intrat cu cât optimism, zic, uite, domnule, un om care, în ciuda ceea ce a trecut, poate să fie realizat. Acum te-ai întristat, pentru că am senzația că retrăiești momentele alea și m-ai întristat și pe mine. Tot timpul când mă gândesc la așa ceva, mă întristez. Vreau să spun un lucru, cum știu eu că e legea. Atunci când... eu nu vreau să te neliniștești, pare rău. Nu vreau să plâng, dar nu pot să mă abțin. Te-a marcat, înțeleg. De fapt, toată adolescența ta, copilăria ta a fost marcată de aceste abuzuri. Tu ai vorbit de viol, de abuzuri sexuale acolo. Erai tu singura victimă sau mai erau și alți colegi mai de erau și alții. Mai erau și alții. Și cum era, practic? Ăla mai puternic îl amenința pe cel mai slab. Înțeleg acolo că era regula junglei. Care era mai puternic trecea, care nu... Ai fost pusă și cerșești și dacă toți banii trebuia să-i dai, să le dai lor. Și dacă nu aduceai o sumă de bani, trebuia să te supui acestor... Da, ori mă pedepsea, ori nu mai mâncam, ori nu mai dormeam noaptea. Asta îmi făceau ei. Dar vezi, tu ai scăpat din asta. Și ai ajuns un om pe picioarele tale. Și întrebările pe care le ai, se termina materialul cu tine cu o întrebare pentru mamă. Eu habar n-am dacă îți va răspunde sau dacă au găsit-o colegi, nu știu. Da, el o cunoaște pe mama lui. Dar eu știu, în dar întrebările timp le are, pentru că el spunea că are senzația că mama îi ascunde ceva. Să spun eu ce cred că ți ascunde și cred că e un sentiment de vinovăție extraordinar. Un copil după ce e născut de către o femeie care este în penitenciar, în vremurile acelea, că acum ea are dreptul să stea să-l crească un an de zile acasă, pe vremea aceea n-avea drept. Dar el mergea în familie. Mama se întorcea înapoi în închisoare, iar copilul era dat fie tatălui, fie bunicilor. Da. Numai dacă mama hotăra să rămână în spital și să fie dat în plasament, copilul rămânea acolo. Deci în cazul tău... Mama ta te-a trimis acolo. Ca mama ta a hotărât. Înțelegi? N-ai întrebat-o niciodată de ce, după ce ai întâlnit-o după mulți ani de zile? Am încercat să o întreb de ce, pentru că ea mi-a zis că n-a avut cu ce să mă crească, că dacă nu te dădeam la cămin, mureai de foame sau poate nu mai existai, așa mi-a zis ea, dar ok, am acceptat și asta ce mi-a zis ea, dar după ce am întrebat-o anul trecut, de ce nu te-ai interesat de mine 32 de ani, de ce nu te-ai interesat, că eram... Figuram la primărie, figuram pe unde pe aceea să te interesezi. Ea copii mai are? Tu mai ai frați? Da, mai am doi frați. Și pe ei i-a dat în plasament? Nu. Deci pentru ei a avut o bucată de pâine. Da. Pe tine nu te-a vizitat niciodată? În câți ani ai fost în acest centru de plasament? Tu câți ani ai stat acolo? Până la ce vârstă? Până la 18 ani. Și nu a venit niciodată să te vadă? Niciodată. Niciodată. Dar acum tu o ajuți de acolo din Olanda? Nu. Nu.
Nu, pentru că ea mi-a spus că dacă te-am găsit acum nu înseamnă că, că o să mă ajuți. Și nu s-a pus problema să te ajut, pentru că nu o să o fac niciodată. Pentru că eu am crescut printre străini, mi-am croit un drum și acum dacă bat din palmi trebuie să stau la matali. Nu. Vreau să spun că acum la telefon...